Așa vă răște Domnul popor de legământ. Nu te teme și nu te spăimânta, ci privirea dreaptă către mine. Eriose Maria Canamera Stomoldosana, și teme-te de cel care poate ucide trupul, dar și sufletul. Eriose Maria Canamera Stomoldosana, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, fii treaz și veghează. Și iată, intră în odăiță, căci da, cel care este viu și poate totul face, poate, iată, să-ți ia biruință, iar aceea pune-ți nădejdea și încrederea în el. Și iată ce adeverește Duhul Sfânt, teme-te de cel care poate ține deschisă ușa inimii tale, nu de cel care închide ușa pământiască, căci ușa inimii tale nu poate închide decât Domnul prin neveghere, prin nevegherea celui care stă, și privește spre lume. Iată, ușa inimii se poate închide din pricina nevegherii tale, popor de legământ. De aceea, oricare ai fi în locul acesta, teme-te de Domnul. E gloria Stevantio Vordosana, căci iată, sunt viu și lucrător cu cel care mă cheamă din toată inima și vreau în vremea aceasta de strântorare spirituală să pot umple inimile cu delemn și să dor putere. Dar aceasta vine în odăiță, pentru că este vremea să vă chemați mai mult ca niciodată. Dacă vei sta la postul de veghere, popor de legământ, și mă vei chema, iată, vine este Domnul. Nici o nenorocire nu te va ajunge și nimic nu te va pune la pământ. Și atunci când mă vei chema, voi spune, iată-mă, fiul meu. E gloria Stemania Canamera Stovorodosana, iar dacă vei sta în nepăsare și nu vei sta în odăiță, vivește Domnul! Iată unde lemnul se va termina, păclia se va stinge și vezi ce vei face când vremea se va înțeți împotriva cuvântului meu. Cum vei sta în picioare, popor de legământ? Ți-am vorbit din timp și de vreme, pentru vremurile grele care stau în față. Și mulți, iată, au stat în nepăsare în continuare, iar acum, iată, stau cu mâinile încrucișate și se întreabă, oare ce va mai fi de aici? Oare cum va fi? Popor de legământ, cel care stă sub ocrotirea mea, vive este Domnul! Căci eu îl voi întări și voi purta de grijă și nu va duce lipsă de pâinea ce de toate zile, că sunt un Dumnezeu care știe să răsplătească. De aceea fi supus și ascultător cuvântului meu și nu da presare orice cui cuvânt și oricărei adiere care vine din depărtare. Căci iată vivește Domnul! Tot ce am vorbit se va împlini sub privirea multora. Tot ce am vorbit, iată, eu, Domnul, voi împlini, că sunt viu și poporul meu trebuie să înțeleagă, căci tot ce am adeverit se împlinește cuvânt cu cuvânt. Și iată se împlinește sub privirea multora și unii, iată, care spun că, iată, eu nu voi mai prinde vremurile care Domnul le-a vestit. Mulți le vor prinde, pentru că așa este scris. Și zilele tuturor sunt scrise în cartea vieții mele.
veți vedea, poporule. O, iată, veți fi arătați cu degetul în cerderea care vine și veți fi, iată, de mulți împroșcați cu pietre. De mulți vor îți fi, iată, alungați chiar și vă spune: voi erați acei care ați umblat cu Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu voi acum? Unde vă este credința și nădejdea? Spuneți-ne și nouă! Băgați de seamă să nu fiți printre aceia, căci iată veți plânge cu amar, dar va fi prea târziu. Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este viu! Iisus Hristos, iată! Ia ce a luat-ți aminte, stați-n o găiță, fiți sfinți cum eu, Domnul, vă vreau, amin.